Dragi cititori, dragi iubitori ai cărții, o nouă ediție a pastilei de lectură, rubrica inițiată de editura Herald, în care încercăm să venim cu subiecte cât mai interesante din filozofie, din parentaj, din relații de cuplu, din tradițiile spirituale ale lumii, cu invitați de seamă cu care abordăm subiecte din conținutul cărților publicate la editura Herald. Astăzi vom vorbi despre copii, despre relația dintre părinți și copii. Este o provocare, aș putea să spun, în această perioadă. Două lucruri cred că sunt foarte provocatoare. În primul rând, relația părinți-copii. Cum gestionăm relația cu aceștia în perioadă de criză, pentru că, uite, săracii nu au posibilitatea de a ieși pe afară și de a se juca, lucruri pe care le făceau înainte, dar și relația cu partenerul, relația de cuplu. Astăzi am ales o carte, una dintre ultimele apariții în colecția Parentaj a editurii Herald, Barbara Coloroso, copiii sunt de neprețuit, soluții practice pentru cultivarea responsabilității și a disciplinei interioare, și este alături de noi, vă arăt și la cameră, este alături de noi astăzi și mulțumesc foarte mult că și-a făcut timp, Gabriela Denis, coordonator al colecției Parentaj de la editura Herald. Înainte de toate, foarte pe scurt, această carte, această lucrare dragă mie și deopotrivă dragă și Gabrielei Denis, este concepută ca un ghid practic, bine exemplificat și explicat, o lucrare care sugerează soluții rapide și extrem de utile la diverse situații dificile pe care le presupune răspunderea de a fi părinte. Prima întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez, Gabi Denis, ce este acest concept de disciplină interioară și cum îl poate părintele internaliza și cum se poate folosi de el ca mijloc într-o comunicare cât mai bună, cât mai eficientă cu copilul său? În primul rând, mulțumesc de invitație. Cu drag. Îmi face plăcere să fiu aici alături de tine, mai ales că ne-am mai văzut de destul de mult timp față în față. Vreau să-i salut și pe cititorii noștri. Le mulțumesc că ne urmăresc și sper din suflet că o să găsească în această carte sursa de inspirație de care au nevoie acum în această perioadă să treacă peste, să zicem așa, parentajul de criză. Mai ales că chiar în unul din capitolele acestei cărți vorbește despre parentajul în situație de criză. Așadar, invit pe cititorii noștri să citească Barbara Coloroso cu încredere, fiindcă se bazează foarte mult pe o psihologie naturală, pe o modalitate de a aborda problemele cu mult bun simț, cu multă sensibilitate și cu multă inteligență, aș putea să spun. Referitor la disciplina interioară, nu poți să oferi o definiție fără să te gândești la ce înseamnă disciplina în general și ce înseamnă disciplinare. În principal, am fost obișnuit să considerăm că a disciplina înseamnă a aduce repercursiuni asupra cuiva în urma faptelor tale care nu sunt potrivite sau sunt greșite sau lezează interesele altcuiva, rănesc altcineva. În special când ne gândim la copii, ne gândim la comportamentele pe care ei le au, de exemplu, de a strica, de a nu asculta, de a lovi, de a fi agresiv cu animalele, cu alți copii, de a jigni. Crezi că mi-a venit o idee și uit. Crezi cumva că generațiile anterioare, părinții noștri, au dat, să spunem, niște conotații negative conceptului de disciplină și l-au asociat mai degrabă cu un concept de punitiv, de coerciție, de pedeapsă? Când spui îl disciplinezi, automat te gândești îl voi pedepsi
Pentru ceea ce menționai tu puțin mai devreme, fără să te gândești că, de fapt, disciplină înseamnă cu totul altceva. Eu mai degrabă aș asocia cuvântul disciplină cu ordine și organizare mai mult decât cu pedeapsă. Este asociată în ambele feluri. Pentru a nu leza în niciun fel nicio persoană, nici părinți, nici generațiile mai în vârstă decât părinții actuali, bunicii, străbunicii, am putea să spunem că, în general, facem ceea ce facem cu ce avem atunci la îndemână, cu resursele de care le dispunem și cu informațiile pe care le avem atunci. Nu o facem neapărat în ideea de a, nu știu, de a pedepsi neapărat sau de a ne răzbuna pe altcineva. Ce facem cu ceea ce putem? Și din nefericire, în multe situații, faptul că copilul este neascultător, faptul că copilul este agresiv sau distruge lucruri, cauzează foarte multe neplăceri și uneori chiar îi pune viața copilului însuși sau altcuiva în pericol. Și atunci, cumva este normal ca adultul să încerce să limiteze ceea ce face copilul periculos. Să încerce să-l forțeze pe copil să asculte în interesul lui și în binele celorlalți, în favoarea binelui celorlalți. Pentru că de multe ori ne speriem de actele pe care le au copiii, de ce fac copiii. Nu știu. Alte ori suntem prea obosiți, poate suntem bolnavi, poate am ajuns la capătul puterilor, suntem foarte stresați, avem probleme mult mai serioase în viață și soluția noastră este pur și simplu de a forța copilul să asculte. Astfel, disciplina are de multe ori această conotație. Îl forțez să asculte pentru binele lui. Pentru că eu știu că în viitor îi va fi mai bine dacă în momentul ăsta mă ascultă pe mine. Cam asta este gândirea din spatele unei discipline. De asemenea, părintele se gândește că pe termen lung copilul îi va fi bine dacă învață anumite abilități, cum ar fi să asculte, să facă lucrurile bine, să-și facă ordine în cameră, să fie un copil politicos, să fie un copil care învață, să învețe. Și atunci părintele ia asupra lui responsabilitatea ca acest copil să ajungă undeva în viitor cu anumite resurse și, nu știu, cu un anumit comportament învățat. Singura problemă pe care de multe ori părintele nu are în vedere este că resursa pe care trebuie să-i o dai copilului este disciplina interioară. Nu vei putea fi mereu alături de el ca să-l forțezi să facă lucrurile bine. Și atâta timp cât îl controlezi să facă lucrurile bine, nu sunt lucruri care vin de la el. Așa cum spune și Barbara Coloroso în cartea ei, citează un proverb german și spune: când convingi pe cineva, când forțezi pe cineva să facă ceva, el de fapt rămâne cu propria lui opinie, nu l-ai convins cu nimic. El doar face că este forțat, este obligat să facă. Dar la următoarea ocazie va face tot ce crede el că este normal și de multe ori copiii, tot într-una din cărțile lui Daniel Siegel, el spune foarte frumos despre lucrul acesta. Dacă întrebi un copil de ce a făcut un lucru, de cel mai multe ori el va spune nu știu. Și adevărul este că nu știe. Pentru că nu asta se gândească înainte să spargă o vază. Da? Sau înainte să tragă câinele de coadă. Pur și simplu face lucrurile, explorează, experimentează. Energia copilului este în multe situații mult mai mare decât energia adultului. Au nevoie să se descarce, au nevoie să exploreze, au nevoie de toată energia asta pentru a se dezvolta. Și atunci, cu teamă, adultul încearcă să-i limiteze chiar această energie, chiar această agresivitate naturală care de mult tot nu produce un dezastru, dar care înspăimântă foarte tare adultul care trebuie să ai grijă de copil, pentru că adultul simte că nu face față. Nu da. Face față. Chiar mă gândeam în timp ce te ascultam
La o altă vorbă pe care am auzit-o în copilărie și de atunci am mai auzit-o de multe ori, când un părinte încearcă să impună copilului să facă anumite lucruri pe care și le dorește părintele, pe care și le dorește adultul, și este celebra zicală, zica mama, fac ca mine. Așa, da, chiar așa se întâmplă. Copiii sunt de neprețuit. Cartea Barbarei Coloroso din colecția Parentaj abordează teme precum rivalitatea între frați, răzvrătirea tipică adolescentină, paradigma aceasta a prăpastii, a diferenței între generații, faptul că părinții, deși la rândul lor au fost adolescenți, n-au cum să înțeleagă adolescentul de acum, copilul lor, comportamentele determinate de abuzul de substanțe, abaterile de la regulile de bună conduită în societate, soluționarea conflictelor în cazul agresiunilor de tip bullying. Chiar abordează problema suicidului, a consumului de droguri, a rivalității între frați, adică sunt probleme reale cu care ne confruntăm în societatea noastră din ce în ce mai mult în prezent. Prin acest concept, conceptul Barbarei Coloroso, disciplina interioară, ea aduce o perspectivă, să-i spunem, nouă asupra termenului de parentaj, definindu-l ca pe un proces continuu de învățare, transformare și adaptare prin care trece un părinte alături de copilul său. Din perspectiva autoare, parentajul reprezintă o metodă necoercitivă, ce spuneam puțin mai devreme, și asumată, prin care copilului se creează mediul propice în care să învețe să devină un adult responsabil. Crezi că odată cu copilul învață și părintele? Așa ar trebui. Da, dacă nu apare învățarea părintelui, atunci nu putem vorbi de parentaj, zic eu. Pentru că părintele este cel care, să spun așa, este mentorul copilului. Dacă părintele nu învață pe măsură ce copilul crește, cum să se apropie de copilul, cum să păstreze o relație sănătoasă, o relație de iubire cu copilului, în scurt timp copilul se îndepărtează și se apropie de cei de aceeași vârstă, va deveni mai apropiat față de colegii lui, cu care va împărtăși secrete, se va simți mai familiar, va simți că are mai multe lucruri în comun și va face lucrurile pe care colegii le fac. Riscul este foarte mare ca în perioada adolescenței, adolescentul să nu mai vorbească cu părintele aproape deloc, să nu-i destăi nimeni, doar să, exact la fel, zic ca mama fac ca mine, plec de acasă, să se închidă comportamente de risc, ca să-mi asigur stima de sine și să am sentimentul că am valoare, dar părintele este exclus, de fapt, din ce înseamnă viața intimă a copilului. El află probabil de la școală sau de la alți părinți ce se întâmplă cu copilul. Părintele în permanență trebuie să învețe cu copilul, să se apropie de vârsta copilului, să înțeleagă care este cea mai bună cale de a fi lângă copilul lui. Da, uneori trebuie să-i dăm mai mult spațiu, uneori trebuie să încercăm să ne apropiem mai mult, ca să știm mai mult ce se întâmplă în viața lui. Să înțelegem nevoile. Da, să înțelegem nevoile. Iar toate acestea se bazează pe un proces continuu de comunicare. Revenind la conceptul de disciplină interioară al lui Coloroso, ea spune că, încă de la începutul cărții, ea ne destăinuie trei principii ale ei de viață. Și spune așa, nu-i face copilului ce ție nu-ți place să se facă. Da? Urmează-ți instinctul. Dacă funcționează și nu rănește pe nimeni și nu lezează demnitatea copilului, atunci fă acel lucru, indiferent de ce gândesc cei din jur. Și nu în ultimul rând, orice ai face,
nu umili în niciun fel copilul, nu-i leza în niciun fel de unitate. Pentru că atunci când tratez copilul cu respect, sunt mult mai multe șanse ca acolo să se creeze o relație bazată pe empatie, ca copilul să învețe la rândul lui ce înseamnă empatia față de propriul părinte și cumva comunicarea, canalele de comunicare rămân în permanență deschise. Pentru că respectul este baza în care creează siguranța de a fi în relație și de a putea veni către părinte ca să-i spui care sunt problemele tale, ce nevoie ai. În lipsa respectului, dacă apare umilință, dacă atunci când greșește, copilul este umilit, este lezat, dacă este criticat în mod frecvent, dacă este pun limite foarte rigide, care nu țin cont de capacitatea copilului de a se adapta până la urmă la un context și de gândirea lui, de logica lui, de capacitatea lui de a gândi coerent și de a înțelege lucrurile. Și părintele crede că el are singurul răspuns corect. Atunci copilul se îndepărtează și ceea ce simte este că identitatea lui reală nu este acceptată. El simte că va trebui să facă lucruri ca să își dovedească lui și celorlalți care este identitatea lui, cine este el, ce poate el, și va căuta de cele mai multe ori să obțină aprobarea celor din jur. Nu va avea un concept de sine, va avea o concepție de sine stabilă, sănătoasă, o imagine de sine sănătoasă. Va căuta tot timpul să obțină aprobare. Sau validare, da. Da, din păcate, cei mai mulți părinți consideră că copiii au nevoie doar de afecțiune și elimină din această ecuație a parentajului, elimină tocmai respectul, pentru că, în egală măsură, așa cum un adult are o nevoie de bază pentru integritatea lui psihică, la fel și copilul are nevoie de respect. Iar iarăși îmi vine în minte o celebră zicală a părinților care merg pe acest tipar, aș spune eu, disfuncțional: lasă că știu eu ce-i mai bine pentru el. Adică ca și cum copilul n-ar avea propria lui identitate, cum spuneai tu, n-ar avea discernământ să-și dea seama de fapt ceea ce își dorește și ce este bine pentru el. Cred că aici ai atins un punct foarte important, pentru că o parte importantă, de fapt, a disciplinei interioare, ce înseamnă, de fapt, disciplina interioară, este să-i ofer copilului ocazia să-și asume responsabilitatea pentru greșelile lui și pentru acțiunile lui. Să-și asume responsabilitatea pentru alegerile lui. Să-i dai ocazia să facă cât mai multe alegeri și să găsească singur, dacă nu se poate, dacă are nevoie de ajutor, cu ajutorul tău, soluții la problemele lui. Probleme pe care le-a cauzat el sau nu, pentru că viața e plină de probleme și problemele pot veni din toate părțile, inclusiv către el, nu trebuie neapărat să fie el vinovat. Dar chiar dacă nu este el vinovat, nu părintele este cel care trebuie să găsească soluții. Părintele trebuie să-l asiste pe copil să găsească soluții, pentru că astfel îi dezvoltă coloana vertebrală, mai ales că Barbara Coloroso vorbește aici despre trei tipuri de familii, iar unul tipul de familie sănătos, în care relațiile sunt sănătoase, este familia coloană vertebrală, în care există structură, dar mai ales fiecare membru al familiei are propria lui responsabilitate pentru ce se întâmplă în familie și pentru relațiile din acea familie. Barbara Coloroso vorbește despre un proces al disciplinei, care este un proces de învățare. Copilul învață disciplina. Disciplina interioară este un proces în care eu învăț pentru mine ce înseamnă disciplina. Nu vine nimeni să mă învețe ce este disciplina. Nu mă disciplinează nimeni. Eu învăț să mă disciplinez. Și nu o pot face decât dacă mi se oferă oportunitatea să o fac. Asta înseamnă posibilitatea să îmi răscumpăr greșelile, posibilitatea de a ști când greșesc, în primul rând, să mi se spună când greșesc, pentru că de multe ori părinții au tendința să nu spună copilului neapărat care sunt greșelile pe care le fac,
asta nu înseamnă un feedback negativ, nu înseamnă să-i spui tot timpul cu critică, ai făcut asta, n-ai făcut aia, nu ești în stare de asta, sau nu poți face asta. Ci, de-aia este copilul să devină conștient de greșelile lui, că au existat greșeli, că are posibilitatea să-și răspundă de acele greșeli, să le îndrepte. Da. Să le îndrepte, să repare, că soluția îi aparține și poate să o aleagă, care voie să facă alegerile lui proprii și că există mult mai multe alegeri decât cele pe care le putem le oferi, poate să vină cu propriile lui soluții, atâta timp cât acea soluție funcționează, nu contează inputul meu, nu contează ce spun eu, contează că soluția funcționează. Și eu să fiu alături ca mentor și ghid în acest proces, în momentul în care el se blochează, are nevoie de ajutor, are nevoie de asistență sau lucrurile îl depășesc, pentru că un copil poate fi ușor depășit de situație. Dragii noștri, am vorbit astăzi de o carte fundamentală pentru ceea ce înseamnă parentaj, o carte pe care o recomandăm cu drag tuturor părinților. Barbara Coloroso, Copiii sunt de neprețuit, soluții practice pentru cultivarea responsabilității și a disciplinei interioare, vi-o mai arăt la cameră. O arată și colega mea, Gabriela Deniz, coordonator al colecției Parentaj din portofoliul editurii Herald. Sper că am venit cu niște sfaturi utile și iarăși ceea ce îmi place foarte mult la această carte și la majoritatea cărților din colecția Parentaj, faptul că vin cu soluții practice, vin cu sfaturi din partea aceasta clinică, vin și cu partea de cazuistică, ca cititorii cumva să regăsească niște, hai să le spunem, modele din viața noastră, da? Că există așa ceva, modele din viața noastră, nu doar abstracțiuni din cărți teoretice, și că pot pune, părinții pot pune relația cu copilul, pot pune în practică aceste sfaturi și aceste soluții practice. Mulțumesc din suflet, Gabriela Deniz, Barbara Coloroso, Copiii sunt de neprețuit, în colecția Parentaj, carte pe care vi-o recomandăm și pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald, accesând site-ul editurii www.editura-herald.ro. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a pastilei de lectură, așa cum vă spuneam de fiecare dată, cu noi recomandări de carte, cu invitați speciali, cu subiecte cât mai interesante pentru noastră, cititorii Herald, care ne urmăriți de fiecare dată. Mulțumesc încă o dată, Gabriela Deniz. Dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Să aveți în continuare o zi minunată și, bineînțeles, lectură plăcută.